cred că cei care conduc acum CETGOVORA, PNL, Partidul Național Liberal, și spun conduc pentru că au majoritatea absolută în Consiliul de Administrație, trebuie să privească cu prudență și cu, să ia decizii cu mare, să spunem așa, maturitate, întrucât este vorba despre unitate strategică a economiei județului Vâlcea, chiar și pentru faptul că acolo lucrează foarte mulți dintre vâlceni, că o parte a economiei județului Vâlcea este ținută și de CETGOVORA, este furnizor de abur pentru alte unități la fel de strategice pentru economia județului Vâlcea, cum sunt USG-ul, Chim și așa mai departe. Deputatul îi sfătuiește pe cei de la PNL să acorde o seriozitate deosebită și în privința preluării minelor de la Berbești și Alunu. Zilnic primim informații, unele verificate, altele neverificate. Nu îmi stă în obicei să comentez observații sau informații pe surse. Există adevărată, la un moment dat, un adevărat tremur în rândul angajaților, însă și aici lucrurile trebuie privite cu echilibru și cu moderație când vine vorba de luat decizii, mai ales că vorbim despre decizii strategice.